Festivalul Internațional de Folclor Călușul Românesc s-a desfășurat în perioada 9-11 iunie pe scena Teatrului de Vară din Caracal. La această ediție a festivalului au participat ansambluri folclorice din Târgu Jiu, Lugoj, Alba, Olt, Dolj, Iași, Sibiu, Vâlcea, dar și două grupuri de dansuri populare din Anglia și Bulgaria. Călușarii s-au duelat pe două secțiuni, obicei călușăresc și prelucrare scenică. A fost o ediție egală, pot să spun, ca pondere. Nu a fost foarte greu de jurizat, aș minți dacă aș spune lucrul acesta, întrucât deja anumite grupuri țărănești purtătoare ale valorii tradiționale a călușului sunt de ani buni detașate în clasament. Ediția din acest an a avut o componentă extraordinară prin faptul că ponderea maturilor a fost mare față de alți ani, ceea ce noi urmărim. Pentru că nu e interesant aici să avem și copii. După cum știi foarte bine, copiii avem la statină. Însă la această ediție și mai ales la formația lor, lucru care a contat foarte mult la jurizare, au fost că au fost foarte mult maturi, au fost foarte mult care dansează în felul lor. Această ediție a fost organizată de Consiliul Local Caracal, Primăria Municipiului, Centrul Cultural Caracal și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Culturale Olt. Mă declar mulțumit pentru cum s-au desfășurat anul acesta Festivalul Internațional de Folclor Caracal 2016 și am mulțumit ansamblul folclorice care au răspuns invitației noastre. Eu cred că la Caracal este, pentru câteva zile a fost capitala folclorului românesc. Trofeul Festivalului Internațional de Folclor Călușul Românesc, ediția 48, a fost câștigat de ansamblul de călușari sârbi Măgura din județul Olt. A fost la fel de frumos și mai greu ca anul trecut. Mai greu că lumea vine din ce în ce mai pregătită. Începe să iubească călușul și asta este o bucurie enormă a românilor, a oamenilor care s-au născut la sate, că călușul românesc are viitor. Un festival foarte frumos și greu, deoarece nici colegii noștri nu s-au lăsat mai prejos. Toți zic că am jucat la fel de bine, dar sunt anumite diferențe care au făcut ca noi să luăm trofeu. La secțiunea elaborare scenică, premiul întâi a fost câștigat de călușarii de la Osica de Jos, iar la secțiunea obicei călușăresc, locul întâi a fost adjudecat de componenții ansamblului din Oporelu.